puține sunt județele din România care să se bucure de o istorie și o geografie atât de bogată ca județul Buzău. Munții sunt străjeri în partea de nord, dealurile adăpostesc satele răsfirate cu tradiții vechi de sute de ani, iar la câmpie holdele pline cu roade se întind cât vezi cu ochii din primăvară până în toamnă. Pe lângă acestea, natura parcă a semănat la Buzău o mulțime de obiective rar întâlnite în țară sau chiar în lume. Aproape toate bogățiile oferite de natură județului au fost cuprinse sub un singur nume, Geoparcul Ținutul Buzăului. Inițiat în 2007 de Universitatea din București, proiectul care cuprinde 18 localități din zona de deal și munte a Buzăului și-a propus să conserve și să unească la oaltă tot ce e mai frumos și unic în județ. Pe cei peste 1000 de kilometri se află o lume care încă nu și-a pierdut din spiritul de odinioară și unde, din loc în loc, au poposit minuni ale naturii. Un asemenea monument rar se află în comuna Berga, nu departe de drumul național 10. Vorbim despre vulcanii noroioși unici în Europa, atât prin fenomenul rar prin care au fost creați, dar și pentru peisajul contrastant pe care îl oferă. Nu e ochi de turist care să nu tresară la vederea argintiului care apare de după dealurile din comună, în mijlocul mării de verde al pășunilor din jur. Vulcanii sunt împărțiți în două zone, pâclele mari, care se află pe drumul din stânga, și pâclele mici în dreapta. În partea de nord există o localitate care poate fi considerată mireasa județului, sau cel puțin asta le inspiră turiștilor, comuna Mânzelești, datorită dealurilor albe acoperite cu sare. Locul cel mai special de aici este Grunjul sau Piatra Albă din Mânzelești, un monument natural care are formă de piramidă. Drumul din Mânzelești este bătut des și de turiștii care vor să vadă platoul Meledic, acolo unde este și lacul cu același nume. În jurul apei circulă o mulțime de legende, cea mai celebră dintre ele fiind că nu are fund. Mai sus de Mânzălești, flacăra focului viu din Lopătari nu se stinge niciodată, parcă în așteptarea turiștilor. Zona din jurul flăcării, veșnic aprinse, este una abia atinsă de om. Poate doar localnicii care culcă la pământ fânul și îl cară în ogradă și vizitatorii să mai calce dealurile din zonă. Și dacă asta nu este de ajuns, la vreme de 30 de minute pe drumul județean 203K este și comuna Bisoca, cunoscută pentru peisajele extraordinare și pentru ospitalitatea oamenilor. Părăsim puțin geoparcul Ținutul Buzăului și ne îndreptăm pașii către zona Siriului, într-un loc în care civilizația nu și-a cerut încă drepturile. În inima pădurii, tot ce se aude este sunetul apei cascadei Cașoca și doar ciripitul păsărilor, iar cuvintele pace și armonie sunt la ele acasă, cuvinte pe care le ia în suflet acasă orice vizitator. În zona barajului, construit în localitate, sunt o mulțime de cabane și pensiuni care își așteaptă cu brațele deschise oaspeții. Nu doar natura a înzestrat județul Buzău cu locuri atât de spectaculoase, ci și oamenii. La unul dintre ele se ajunge pe drumul național 10, în localitatea Colți.
parte din Geopark, unde, în pădurile din inima Subcarpaților de Curbură, oamenii de demult și-au lăsat urma într-un mod care încă îi fascinează pe toți cei care ajung aici. Zeci de așezări rupestre, de mult casele sau refugiile oamenilor, au fost scobite în piatră cu ajutorul dălții și ciocanului. Există dovezi care arată că unele dintre ele au fost locuite încă din secolele 2-3 după Hristos, dar perioada exactă când au fost săpate în piatră rămâne un mister. Tot în colț, turistul poate vizita un muzeu care adăpostește niște pietre speciale și colorate numite chiflimbar. În localitatea Măgura, începând cu anii 70, peste 100 de sculptori s-au întrecut într-o competiție a talentului, în care Dalta și Ciocanul au fost uneltele care au transformat blocuri de piatră în forme care mai de care mai variate. După 16 ani s-a văzut și rezultatul, o tabără de sculptură întinsă pe 21 de hectare, pe care sunt preserate figuri istorice, animale, troițe sau pur și simplu forme abstracte. Turiștii găsesc aici o oază de liniște și relaxare, dar și un prilej pentru un picnic și o plimbare în aer liber. În apropiere de tabără se află și stațiunea Serrata Monteoru, celebră pentru apele termale, care, spun cei care ajung aici, alungă bolile și iau durerile de spate parcă prin minune. Vizitatorii au la dispoziție aici pensiuni, restaurante, spații de relaxare, iar pădurea îi așteaptă oricând la o plimbare. De anul trecut în zona a fost deschis și un parc de aventură cu trasee suspendate și tiroliană. Ne îndepărtăm ușor de dealurile și munții Buzăului și coborâm în orașul Reședință de Județ. Aici sunt zeci de case vechi cu arhitectura aleasă, semn că buzoienii au fost mereu în tendințele vremurilor în care au trăit. Una dintre ele este casa Vergu Mănăilă, situată în centrul orașului, despre care se spune că poartă numele a două familii de boieri din secolul al XVIII-lea, care și-au căsătorit copiii între ei. O clădire impunătoare, plină de istorie, este și cea a Muzeului Județean Buzău, unde sunt adăpostite sute de exponate. Multe dintre ele au fost scoase din siturile arheologice și datează din vremea strămoșilor daci. Tot aici este și o colecție impresionantă de telefoane vechi, iar o cameră plină de opinci, 994 mai exact, îi este dedicată globetrotterului Dan Dumitru. În Buzău a luat amploare de câțiva ani și turismul monahal. Sute de pelerini calcă lunar pragul mănăstirilor în speranța că vor găsi un loc de reculegere. Cea mai vizitată dintre ele este mănăstirea Ciolanu din comuna Măgura, dar și biserica dintr-o piatră din comuna Năieni, construită din calcar, luat chiar din cariera din localitate. Așadar, județul Buzău le oferă turiștilor o varietate de peisaje, obiective și experiențe de neuitat. Toate locurile de aici se mulează perfect pe gusturile și pe sufletul oricărui turist însetat de cunoaștere și aventură. Se spune că ceea ce văd ochii și simt mâinile nu trebuie pus la îndoială, așadar turiștii sunt invitați să se convingă singuri de frumusețea și unicitatea meleagurilor buzoiene.